Ce te-ai supărat atât de tare? Pentru că orice zic eu, văd că oricând am încercat să vorbesc frumos cu cineva sau să zic un adevăr, tot timpul se ia în ură, că cine știe ce zic eu, mai ales și pentru Andreea și pentru Bianca, că la ele două mă refer. Într-adevăr, noi ne înțelegeam înainte, acum orice a zice, au impresia că eu încerc să le atac sau să bag bățul prin gard sau ca să scot nu știu ce la iveală. Nu mă interesează fetelor. Dar nu, a fost când a fost și eu nu aici, a mai fost ceva? Nu, doar că te-am băgat în același oală și pe tine, pentru că asta o să fac cu amândouă. Deci de acum, gata, nu mai vreau, nu o să mai au apărare la actor, nimeni nu o să mai zic absolut nimic despre voi. Dar tu nici n-ai luat apărarea, dacă nu ai fost zis, de acord cu o părere, Larisa. Bianca, ți-am zis acum o chestie, nu trebuia să-mi bagi mie că cine știe ce vreau să apară pe material sau ce vreau să acolo. Nu am zis asta, am zis să nu pui accent pe asta și de atât, ca să nu fie un conflict, atâta tot. Crede-mă că nu era niciun conflict dacă tu ai zis asta. Ei, nu. Ok. Adică era așa o chestie spus. Păi eu nu știu dacă nu are rost, dar adică tu îți dai seama când eu de fiecare dată când am spus ceva despre voi doi, care a spus-o în mod frumos și normal sau doar despre tine, cum tu te-ai dat cu părere exact în mod frumos, fără nimic, nu te-am jignit cu nimic și așa știu mai departe. Mai și eu de fiecare dată în online, vai că cum tu ai putut să spui că Ionut și Larisa nu se iubesc, chestii care eu nu le-am spus niciodată. Cum tu ai putut asta? Că dacă eu mă dau cu părerea sau spun ceva despre voi, imediat e scandal și că v-am atacat pe voi. Dar și când le zice, stai o clipă că mi-am amintit o chestie. Și eu când am intrat pe live atunci cu tine și te-am întrebat, mai ești supărată pe mine? Adică ești supărat pe mine? Am spus ceva ce nu-i normal? Și tu în loc ca să calmezi oamenii, nu știu, să zici că nu suntem supărați, suntem bine sau așa, ai spus că da, că nu mi-a plăcut că ai spus chestii, în condiția în care după emisiune tu ai spus că mulțumesc fetelor că m-ați ajutat și că sunteți lângă mine. Toată, și chestii deci, din asta. Deci, și toată lumea de pe live-ul tău, lasă-mă să termin, okay, toată lumea de pe live-ul tău. Mi-a scris mie că cum tu ai putut să o superi pe Larisa și așa mai departe, în mod agresiv, pentru doar faptul că tu ai zis că te-ai supărat în condițiile în care tu în casă nu te-ai supărat. Și noi când am vorbit despre asta, nu a fost nimic am rău. Am spus un pic, era vorba atunci, am intrat într-un live cu ea, într-adevăr, eram liberi și am privit episodul. Vroiai să mint pe live, tu m-ai întrebat dacă ești supărată pe mine, puteai să mă întreb când ne întâlneam. Păi eu te-am întrebat după emisiune. Și am zis, puțin, poate eu că m-am deranjat la anumite lucruri pe care le-ai zis. Da, dar după emisiune noi am vorbit și tu ai spus că era totul ok, pentru că eu nu am spus nimic de rău de voi. Am zis că nu văd atracție fizică care este între doi oameni tineri. Eu te-am zis că ai vorbit cu Anca, eu cu Anca ce vorbeați voi două. Nu ce-am vorbit eu cu tine, că am venit și păi ce-am luat eu deoparte. Păi și ce-am vorbit cu Anca? Ce-am vorbit okay, cu Anca care te deranjat? Ok, vorbeați despre voi doi ceva, cum se comportă. Da, dar niciodată n-am vorbit urât de voi sau de chestiile care le faceți voi. Anca ne pupă mereu în față. Poate vorbește în ultimul hal de noi, Anca, am observat și asta, am văzut emisiunea. La Bianca nu am nicio problemă pentru că, na, Bianca o știm cu toții, zice cu părerea când vrea și cum vrea și nu mă deranjează deloc pentru că așa e felul ei și eu înțeleg chestia asta. Dar Anca mi se pare că face un joc am spus ceva prea spus foarte urât, da. Nu ție, vorbesc cu Larisa. Nu, mie mi-ai spus. Despre mine vorbeai. Vorbeați voi două la un moment dat acolo. Ai înțeles? Alo, despre mine vorbeai. Da, pronto, sunt aici. Că eu vorbeam cu tine, nu vorbeam cu Larisa acum. Dar nu știu despre ce e vorba. Păi, uite-te la material și la tot ce bine, eu nu mă uit la emisiune și vin să spun ție să depășez aici în casă. Dar nu mi-aduc aminte, ok, o să mă uit despre ce e vorba. Ok, să te uiți, rog frumos. Poftiți? Despre ce e vorba? Tot Diana, care are probleme cu iubitul ei, care s-a văzut și acum cu iubitul ei după ce a ieșit în emisiune, îi spunea Larisei că eu nu știu să-i dau afecțiune Larisei în condiția în care ea a pățit ce a pățit. Sunt femei care au pățit ce au pățit și spun despre mine că nu știu să dau atenție unei femei. Pe mine asta mă deranjează. Cum tu să poți să spui chestia asta? Cum? Niciodată nu m-am ridicat. N-am privit niciodată materiale cu fetele. Doamne ferește, și eu vorbesc cu băieții în casă. N-am o problemă că își dau cu părerea. Uite-o, Bianca, o fată care e de aici, din casă și ne știe de când ne-am cuplat noi prima oară. Da, poate să-și ia ce impresie vrea ea. Dar vine Anca, care în față îmi spune că sunt cel mai ok, că sunt ok, că sunt cu tare, că sunt cu tare, și pe la spate mă mănâncă. Dar n-am vorbit rău de tine la spate, nu am dat nimic rău de tine. Am spus doar că ești o persoană rece. Anca, păi să rece cu tine pentru că nu ești iubita mea. Bine, patru pus-o, e aici cu tine și poate să-ți confirmezi. Ok, eu am văzut cu ochii mei, nu am văzut cu ochii. E simplu, perfect. N-am o treabă cu fetele astea care niște de el, mult. Eu am vorbit cu el toată treaba asta, deci eu i-am explicat în casă cum a fost situația. Dar pe el o deranjat modul în care voi ați încercat, ca și când voi stai cu el. Nu, convingeai și tu și Diana pe Larisa,
că eu nu știu ce trebuie. Dar nu trebuie să comentezi de nimic. Dar poate că și Diana ar trebui să fie cu mine în emisiunea ta. Dar nu, prea tare v-ați atacat chestii care au fost pus în mod frumos. Toate chestiile astea au fost rădite, că noi atunci pe foiță ne-am scris ce ne dorim, ce ne dorim mai mult. Și Larisa singură și-a dorit anumite chestii. Și noi doar le-am discutat ca între fete, doamne. Sunt două prieteni. Iartă-mă că te întrerup. Mai zi o dată, tare. Păi, Daniel, l-am chemat cum l-am mai chemat în această casă. Extraordinar. Asta deja e veche povestea, Anca. Da? Da? E veche. Vezi că dacă mă pun pe tine, crede-mă că nu mai ești bine de aici. Bine, pot să plec. Păi tu vrei să pleci, tu două dai tot timpul că vreau să plec, vreau să plec. Dar nu, adică tu te crezi că ești tâlpul casei. Nu, nu mă crezi nimic. Anca, nu a făcut asta pe bune. Tu mă pui pe asta. Ok, bine, hai. Tot timpul dacă te uiți pe bateria, și când vorbeam de tine, zic, bă, dar n-am vreo nimic de tine, nu, omule, nu știu ce tot spui că vorbesc vreo de tine. Nu am considerat că am vorbit despre tine. Dar aici chestia asta doar că acum că eu nu, n-am considerat că am vorbit vreo despre tine niciodată. N-am considerat eu. Eu nu vreau să despre mine, vreau și spre mie în față. Bă, te crezi pe asta. Dar știi care a fost fata? După ce s-a terminat totul între noi, că nu s-a mers mai departe cu o cunoaștere, ai început să te scrii. Nu, eu niciodată n-am vorbit despre tine, omule. Și ceea ce am spus că ești o persoană de ce așa, nu am spus, era un discurs, emisiune, poate. Da, era un discurs că a făcut noi în casă cu Lari. Și că el, ea nu-și mai dorește un bărbat rece în viața ei. N-am vorbit despre tine, însă persoana eu nu. Păi da, Larisa, eu sunt rece cu fata asta pentru că nu e iubita mea. Nu era vorba despre tine. I-au zis că nu te-ar mai fi cunoscut dacă ar fi văzut, poate că ai fost mai rece în relație. Crede-mă că dacă m-ar fi cunoscut, ar fi fost fiar. Ok, bine, hai. Gata. Dar de ce, Daniel? Adică joacă teatru? Nu știu, mi se pare că eu o, de fiecare dată o dă într-un fel că nu dă rău, nu dă rău, că joacă, că nu joacă, nu mă interesează. Problema e că eu nu consider că niciodată am vorbit rău despre el, că mi-am spus o părere, da, Larisa știe și n-am vorbit rău despre nimeni. Eu nu consider că am vorbit un cuvânt rău despre persoana lui. Te-am considerat o persoană rece, am tot dreptul să-l consider o persoană rece, din moment ce și Larisa îl consideră o persoană rece. L-am considerat puțin mai rece în anumite situații, când a fost, era vorba. Când e conexiune și am avut alte probleme, când am vorbit în casă și am discutat, știi, ea era singura care ne lua apărarea nouă. Dar când se încheia conexiunea, venea și ne dea noi pe la spate. Vorbeam cu Larisa, nu aveam voi. Vorbeai și separat, nu doar cu Larisa Anca. Crede-mă, am urmărit emisiunea, ți-am spus. Ok, dar n-am spus nimica ceva ce Larisa nu știe. S-a întâmplat toată, am treabă și stau în față, eu sunt la emisiune și te-am văzut pe tine. Ok. Când vorbeai urât de mine. S-a întâmplat chestia când vorbeam cu toții. Bă, denigra, doamna Andreea, gen, la modul că eu nu sunt pentru Larisa, că eu sunt rece, că eu sunt cutare, că eu fac, că eu... Larisa, ceva ce nu ți-am spus ție în față? Nu. Ok, basta. Dar nu au auzit de el, aia e tot diferența. Păi mi-am înțeles să am vorbit cu tine și că... Păi asta zic, păi ai vorbit cu ea ca să destabilizezi ceva. Asta e ideea. Nu, are renume să fac. Părea cumva că vrei să convingi. Toate fetele în această casă. Părea cumva că vrei să convingi. Cum am vorbit, toate fetele. Dacă vorbim de teatru, tu ești cea mai mare actriță de aici. Mă bucur, să-mi dai premiul Oscar. Te-ai jucat puțin cu Radu, ai văzut că a venit al băiat, dar l-au și pe băiat să joci puțin. Când vine acum un premiu Oscar, că poate ne întrece. Crede-mă că te joci cu toată lumea. Eu te-am văzut că ești o femeie matură care știe să ia toate vrăjirile astea la mișto. L-ai făcut pe Flavius un pic să se aprindă un pic, s-a aprins. Acum îl pui de-l bagi la gheață să încălzească, să se răcească puțin. Iar îl iei, nu știu astea, jocurile astea. Ok. Crede-mă că le știu capăt de rost. Crede-mă. Te apreciez și eu. Mamă, chiar ați cuprins? Eu știu una de asta. Eu vreau una cu zinc. Auzi, ce? Am zis că te-am plicit. Acum. Ne-a lăsat fructul cu pasiune, am băut fructul pasiune, mă simt așa că am poft de pasiune. O să mă pe. Ai nevoie de fructul. De fructul pasiune, de fructul interzis. De interzis. Îmi dați o brichetă să prind o conversație cu cineva de aici? Ce e bun? Sigur vrei să mai zici ceva. Nu, eu m-am văzut nimic. Nu, apoi deci ne-am dat seama, deci ok, deci ca și cum am stabilit, deci tu o chem pe Dea să vedem ce, să-i testăm cuplu? Nu. Ba, cum? Radu cu Dea să te zângupă? Și eu cu Bianca. Și vine așa. Eu nu vreau să mă fac așa ceva pentru că... Pentru că e frică. Nu, pentru că știu că se supără. La niciuna nu-i plac și Anca când o fostesc cu ea, pe care l-a făcut vierme, pe Florin. Pe Florin. Nu cred. Cum se face așa ceva? I-a zis, ești un vierme. I-a zis pe post că e un vierme. Gală chiar. Nici măcar el nu era. Și nici măcar el nu era subiect, eram eu. Și l-a făcut pe Florin vierme. Dar noroc că îi plăcea atunci de el cât de cât și păi, noroc că îi plăcea să fie vierme, gen. Și noroc că Florin nu l-a deranjat că l-a făcut vierme, îi plăcea. Haideți pe masă acolo! Fasole cu ciolan! Aoleu!
și voi așa ca să vă ajungă la toată lumea. Salată de vinete! Aveți de toate, da? Dar ce s-a întâmplat aici în casă? Încercat. Rău de tot. Ok, eu îți zic de ce am zis lucrul ăla. Eu nici nu mă uit sincer la câți urmăritori am sau că intru în meci cu tine. Dar eu nu zic de urmăritori. Ok, o să, când o să fac live, e o să public. Zic, oricum s-o, se vede în emisiune, că oricum noi n-avem nicio treabă una cu alta. Că a fost toată chestia pe moment, m-a întrebat Bianca dacă te-a deranjat ceva. Eu am văzut episodul și mă gândesc, poate, că ai văzut și tu episodul ăla. De m-ai întrebat dacă mă mai deranjează ceva. Pentru că mi-a scris lumea, că eu nu am văzut episodul, dar mi-a scris lumea că eu am spus că voi nu vă iubiți. Chestii de astea. De ce m-ai întrebat dacă te-ai văzut episodul? Și eu te-am întrebat ca cumva să calmăm lumea, că noi știm foarte bine ce se întâmplă aici și eu mereu am fost Bianca, de partea voastră. De exemplu, dacă eu am văzut și eu un pic din părticica aia de episod,